dragă iubirea și mândria și dragul nostru de a. Dragii noștri, astăzi în comuna Sudina se află Nicolae Ciucă. Este foarte, a fost foarte așteptat, oamenii au venit din toate zonele de aici, de lângă Sudina, și foarte mulți primari, cei 16 primari pe care Partidul Național Liberal îi are în Bună dimineața tuturor celor care ați ales într-o zi atât de frumoasă să fiți alături de noi. Vă mulțumesc din suflet și vreau cu ropote de aplauze să inaugurăm acest moment extraordinar, momentul în care lângă noi, alături de noi, pe lângă echipa frumoasă pe care o am în jurul meu, pe lângă echipa Partidului Național Liberal, ne simțim mândri și onorați pentru că alături de noi este viitorul președinte al României, președintele Partidului Național Liberal, domnul președinte Nicolae Ciucă. Vă mulțumim, domnule președinte! Vă mulțumim din suflet pentru tot! Acum câțiva ani am interacționat pentru prima oară cu acest om minunat. Sunt, după cum cei care mă cunoaște, sunt în general destul de critic și pot să spun că în toată lunga mea carieră și din privat și din administrație, de vreo 16 ani de când sunt primar și de când am ales să mă implic și în procesul politic, am interacționat cu foarte mulți oameni și au fost și momente în existența mea când am văzut că unii doar promit, nu fac, mint, sunt demagogi și efectiv au un singur scop, acela de a le fi lor bine și celor doar dintr-un nucleu restrâns din jurul lor. Acum câțiva ani de zile, într-o zi de luni, la ora 7 de dimineață, domnul președinte Nicolae Ciucă, în urma unei discuții pe care am avut-o cu domnul președinte, domnul deputat Giger Știrbu, m-a primit la Guvernul României, era premier pe vremea aceea, și la prima întâlnire m-a cucerit și am spus atunci când am plecat după o discuție extraordinar de lungă, că m-a transformat
în prietenul dumnealui și sunt convins că această prietenie va dura o viață, pentru că așezându-mă la masă și vorbind despre problemele pe care le are nu doar localitatea Studina, bineînțeles că acolo m-am dus cu un scop, pentru că aveam nevoie de suport din partea dumnealui și a echipei care conducea atunci Guvernul României. După, cred că peste 2 ore de discuții, în care am văzut un interes extraordinar pentru tot ceea ce se întâmplă, nu doar în comunitatea noastră, ci pentru tot ceea ce se întâmplă în toată zona, după ce am discutat despre problemele pe care le au oamenii, după ce am intrat într-un subiect frumos legat de istoria noastră, legat de identitatea noastră națională, am înțeles, am văzut cum efectiv bucuria pe care o emană acest om, și o spun cu toată sinceritatea și responsabilitatea, atunci când vorbește despre țară, despre identitate națională, despre semeni, despre ceea ce trebuie făcut, mai ales înțelegând atât de bine nevoile noastre ale celor de aici, de jos, de la talpă, cum îmi place mie să spun, i-am spus că oricând și la orice oră pe mine m-a căpătat, așa cum v-am spus puțin mai devreme, un prieten și cred cu toată convingerea, o spun cu toată responsabilitatea, din toată perioada asta de când am activat în aceste domenii, am văzut ce înseamnă cuvântul unui om, am văzut ce înseamnă promisiunile respectate ale unui om, am văzut decență, am văzut suflet și mi-aș dori ca și în clasa noastră politică să nu existe atât de mulți demagogi, să nu se mintă atât de mult, să se respecte promisiunile, să ne iubim cu toții țara, pentru că sufletul este cel mai important și am lângă mine un om cu suflet, oameni cu suflet și nu cred că există o variantă mai bună, nu cred că poate cineva să facă mai multe lucruri pentru toată societatea noastră românească decât un om care poate crea echilibru, care poate susține liniște, pace, armonie și nimeni nu se poate ridica la înălțimea acestui om. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă urez succes. Azi la Studina este lângă noi viitorul președinte al României. Aplauze pentru domnul președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru tot suportul pe care ni l-ați dat, pentru tot ajutorul pe care l-ați oferit, nu doar localității Studina. Dumneavoastră nu sunteți omul care să se laude și să vină în fața tuturor și să le spună tuturor, uite ce am făcut eu. Asta înseamnă eleganță și asta înseamnă încredere în forțele pe care le aveți și ați demonstrat de-a lungul vremii. Sunt convins că împreună, pe viitor, vom reuși ca ceea ce vă doriți dumneavoastră să punem în practică și Oltul, și Oltenia, și întreaga Românie să fie așa cum ne dorim, pentru că avem o țară bogată, cu oameni cu o inteligență nativă și merităm să fim mai sus decât suntem azi. Vă mulțumesc și vă urez succes! Doamne ajută! După cum probabil că ați văzut, în mare parte sunt convins că îi cunoașteți pe cei de lângă mine. Sunt bucuros să vorbesc încă o dată despre echipă, pentru că tot ce am construit în orice domeniu de activitate, că a fost vorba despre privat, despre administrație, am construit în echipă. Nimeni nu poate să facă lucrul de unul singur. Iar azi, în primul rând, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor celor care ați avut încredere în mine, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de această echipă minunată și tot vorbind despre politică, azi am ajuns la momentul în care echipa politică, echipa Partidului Național Liberal, îmi este drag să o spun, este o echipă pregătită cu oameni cu experiență, cu candidați la alegerile parlamentare, pentru că așa cum știți,
alaltele am depus, cred că pentru ultima oară, jurământul de credință pentru localitatea mea dragă și voi face pasul acesta, alături de această echipă pentru alegerile parlamentare. O echipă pregătită cu oameni din administrație, singura echipă în care sunt primari, oameni cu experiență, oameni care înțeleg nevoile semenilor și oameni care mai departe nu vrem altceva decât să ne punem pe masă experiența pe care am căpătat-o pentru binele semenilor noștri, pentru că suntem trecători prin viață și contează doar ce lăsăm în spatele nostru. Avem pe listă oameni care vin din sistemul educațional și mă mândresc cu asta, pentru că este nevoie mai mult ca oricând ca educația să fie cât mai sus. Avem lângă noi antreprenori de succes. Toată această echipă, să fiți convinși că vă va reprezenta altfel și vom veni în fața dumneavoastră nu doar din 4 în 4 ani cum fac alții care vin, vă cer voturile, pleacă cu sacii de voturi și după aceea uită de existența dumneavoastră. Vă promit că această echipă vă poate reprezenta corect. Vă mulțumesc tuturor celor care ați avut și aveți încredere în mine. Acum îl invit pe scenă pe cel mai bun prieten al meu, omul care a demonstrat că atunci când există voință, atunci când ai încredere în tine, atunci când îți dorești să câștigi o competiție, totul este posibil. Mario Demețu, te rog să vii aproape de mine, primarul Slatinei, vă mulțumesc! Nu, numai puțin. Încă o dată, bună dimineața, bine v-am găsit! Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră. Domnul primar a făcut o introducere foarte bună, a adus aminte de ce a venit la mine în 2022, dar a uitat să spună ce s-a întâmplat de atunci până acum. Și de ce suntem aici astăzi? Că practic suntem aici să inaugurăm o rețea de gaz cu care m-a convins că trebuie să îi acordăm sprijinul necesar și ăsta cred că este cel mai important obiectiv din întâlnirea noastră de astăzi, pentru că ia câtă la Studina, oamenii vor avea gaz în casă. Felicitări! Bună dimineața! Domnule primar, ce ați reușit aici este un proiect senzațional. Ați plătit în nopți nedormite, în nervi consumați, dar realizarea este pe măsură. Vă felicit și vă urez mult succes! Despre investiția respectivă urmează, după ce vor lua cuvântul toți cei prezenți aici, să vă spun câteva cuvinte. Într-adevăr, acesta este scopul acestei întâlniri și o să povestim despre asta. Acum am bucuria să-l invit să vă spună câteva cuvinte pe președintele Partidului Național Liberal, domnul deputat Giger Știrbul, omul cu care noi, cei aici, alături de dumnealui, am reușit să clădim o echipă extraordinar de frumoasă și care, așa cum vă spuneam, vă va reprezenta corect. Vă mulțumim pentru toată implicarea, domnule președinte. Aplauze, vă rog frumos. Mulțumim. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua sau bună dimineața, dragii mei. O să încerc să fiu foarte scurt, nu o să vorbesc deloc politic, pentru că suntem aici, așa cum spunea domnul președinte Nicolae Ciucă, suntem aici pentru a fi alături de prietenul nostru, de primarul Marian Vasile și de viitorul senator Marian Vasile, pentru a inaugura această investiție extrem de importantă pentru toată zona de sud a județului Olt. Cred că lucrurile, sau ceea ce se întâmplă astăzi, în alte părți din țara asta, reprezintă o normalitate. La noi, iată, reprezintă o sărbătoare. Ceva ce în alte părți ale acestei țări reprezintă un lucru firesc. La noi, pare ceva de domeniul științifico-fantastic. Într-adevăr, este o investiție care va ajuta zeci de mii de oameni din această zonă. Foarte multe localități vor beneficia de pe urma acestei investiții, o investiție extrem de importantă pentru județul Olt, o investiție care va aduce confort în casele oltenilor, o investiție care va aduce locuri de muncă și investiții în această zonă părăsită de politicieni
Și dumneavoastră, cei aici prezenți din această zonă de sud a județului, știți că această zonă a dat ministrul dezvoltării, a dat vicepremier, iar acești oameni care au deținut funcții extrem de importante la nivel guvernamental nu au făcut nimic pentru această parte a județului. Absolut nimic. Iată că a fost nevoie de un om ajutat de alți colegi de-ai lui, de un om care a fost un oltean, care atunci când a fost prim-ministru nu a trebuit să-i batem de două ori la ușă pentru a rezolva problemele celor din zona de sud a județului. Pentru că, domnule președinte, vă cunosc foarte bine, știu că nu vă plac laudele, știu că sunteți un om care nu vă simțiți confortabil când cineva încearcă să vă perie. Dar cei care știu cum s-a derulat această investiție știu și trebuie să spună că fără aportul dumneavoastră astăzi n-am fi fost în această situație în care zeci de mii de olteni din această parte a județului ar fi beneficiat de această investiție de aducțiunea de gaze. Pentru asta, domnule președinte, vă mulțumesc și am spus-o de fiecare dată și nu voi înceta să o spun. Pe unde voi merge și orice calitate voi avea, Oltenia are nevoie de un om al ei care să-și întoarcă fața către ea. Are nevoie de un om care să îi știe păsurile, să-i știe doleanțele, un om care să cunoască oamenii din această parte a țării, oameni care au fost lăsați de izberiște de aproape toți oamenii politici care au trecut efemer prin funcții guvernamentale. De aceea, domnule președinte, cred că pe 8 decembrie Oltenia va avea președintele ei, Oltenia va avea un președinte devotat acestei zone și acestor oameni inimoși. Domnule președinte, pe 8 decembrie Oltenia va avea președinte dintre olteni. Vă mulțumesc și vă mulțumesc încă o dată și nu voi înceta să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru Olteni. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule președinte. Urma ca lucrurile spuse puțin mai devreme să vi le povestesc atunci când domnul președinte urma să vină și să vă vorbească. Aici nu este vorba doar despre această investiție cu care ne mândrim cu toții și în care am pus suflet, muncă, spirit și am făcut de așa natură încât să nu dezvoltăm doar localitatea noastră dragă Studina, ci să venim de la Caracal, să mai trecem prin alte localități, prin Debeselul, prin Blădila, să avem un parteneriat și le mulțumesc pe această cale încă doi primari din Brastabățu și din Grădinile și am demonstrat, pentru că mai avusesem un parteneriat tot pe fonduri europene pentru asfaltare, că atunci când oamenii își doresc și își iubesc semenii, nu există diferențe de opinie, nu există bariere politice, chiar dacă ei sunt primari ai Partidului Social Democrat. Această investiție va reuși să ducă gazul în toată zona de sud și este un proiect pentru toată zona de sud și așa cum spunea domnul președinte Giger Știrbu, va deservi utilitatea, confortul casnic și nu doar pentru zeci de mii de oameni. Vă spuneam că nu este vorba despre confortul casnic. De 16 ani și cu domnul președinte am discutat și cu foarte mulți, am avut discuții inclusiv cu ambasade, cu reprezentanța ambasadelor. Mi-am dorit să ne readucem tinerii care sunt plecați la muncă în afară. Doar din Studina sunt peste 500 de tineri plecați la muncă în afară, iar localitățile îmbătrânesc. Și indiferent de ce am făcut noi în zona noastră, trebuie să aducem investitori, pentru că avem școli, avem grădinițe, avem dispensare, avem farmacie, avem pădure, avem sală de sport, avem apă, canal, gaze, iluminat pe LED, sistem video, orice am făcut. Dar bucuria pe care ți-o dau copiii și nepoții nu poate fi compensată de absolut nimic și nu îi avem lângă noi. Și pe lângă această investiție despre care mi-este drag și care va aduce investitori și va crea locuri de muncă, acest om pe care l-am lângă mine a mai reușit să mă ajute cu un proiect extraordinar de frumos, un proiect de suflet. Ați văzut sala de sport. Am avut-o aprobată pe lista, pe fișa de sinteză din anul 2009. Știți când au început lucrările? Atunci când era prim-ministru
domnul Nicolae Ciucă. Iar pentru asta vă mulțumesc, domnule președinte. Același lucru se întâmplă și cu sala asta minunată pe care o vedeți în spatele meu. Așa am reușit să finalizez și această procedură. Așa s-a întâmplat și când în decembrie, și trebuie să știți acest lucru să se audă peste tot, când aveam nevoie de 1 milion de euro pentru a finaliza această investiție de 23 de milioane de euro executat într-un timp record de 6 luni. Gândiți-vă ce înseamnă să faci o investiție în 6 luni, pentru că așa erau termenele. Și n-am vrut să îndatorez localitatea Studina nefinalizând această investiție, cu nopți nedormite, cu o echipă căreia îi mulțumesc din toată inima pentru că a muncit alături de mine, cu niște constructori cărora acum le mulțumesc public pentru efortul uriaș pe care l-au făcut, cu firme de consultanță, cu firme de proiectare, cu peste 25 de firme care în final au lucrat în această investiție. Și m-am dus, așa cum trebuie să ducă orice primar zdravă la cap, la Consiliul Județean. A fost pentru prima oară când am apelat în 16 ani să mi se acorde această finanțare, pentru că mai aveam un termen foarte scurt și trebuia să o realizăm. Și ce mi s-a spus de la Consiliul Județean, președintele Consiliului Județean, public o spun, nu este proiectul meu, este proiectul tău, descurcă-te, du-te la guvern. Și m-am dus la guvern și am vorbit cu domnul președinte și nu spun ca să laud pe cineva, mi-a strâns mâna și l-am întrebat, domnul președinte, sunteți sigur că puteți să mă ajutați cu asta? Și a spus, domn primar, să nu uitați, eu sunt general. Și a demonstrat încă o dată că și-a păstrat cuvântul și ne-a ajutat din nou. Vă mulțumesc, domnule președinte, și sunt convins că același lucru veți face oricând și la orice oră, pentru că acesta vă este caracterul, acesta vă este felul de a fi și peste vă, să le promiteți oamenilor din localitatea mea, vă rog, că după ce veți ieși președinte, vă veți reîntoarce aici, în localitatea Studina, să sărbătorim împreună. Vă mulțumesc! Și îmi cer scuze, sunt un pic emoționat, este firesc. Încerc să-mi controlez emoțiile pentru că se poate, pe cât se poate, pentru că e un eveniment pe care îl iubesc efectiv și pe care mi l-am dorit foarte mult. Acum, în aplauzele dumneavoastră, îi dau cuvântul viitorului președinte al României, prietenul meu, prietenul nostru, Nicolae Ciucă. Vă mulțumesc, domnule președinte! Bună dimineața din nou, domnule președinte al PNL Olt, domnule primar al municipiului Slatina, domnule primar al localității Studina, doamnelor și domnilor primari, dragi cetățeni, dragi copii, mă bucur foarte mult să fiu aici, pentru că nu este vorba de proiectul lui Marian Vasile, este vorba de un angajament pe care l-a avut față de cetățeni, iar atunci când a venit la mine, deși nu ne mai întâlniserăm niciodată, a venit și mi-a povestit cu atâta patos și cu atâta convingere că ceea ce face aici face pentru oameni, face pentru cetățeni, face pentru că și în sudul țării este nevoie de proiecte, este nevoie de infrastructură, este nevoie ca oamenii să simtă cu adevărat că România se dezvoltă și că Oltenia nu este uitată de tot ceea ce înseamnă proiecte mari de infrastructură, investiții și în mod aparte de ceea ce poate să reprezinte acel minim standard care este normal pentru anii în care trăim. Ca atare, am înțeles foarte bine, atunci să știți că nu era atât de emoționat. Atunci era cât se poate de vehement să-mi explice cum a asfaltat în comună, cum și-a asumat proiecte europene, ce echipă are, cât sunt de entuziaști și cât de multă nevoie are ca în fața oamenilor, pentru că despre asta vorbea atunci, să poată să iasă din nou și să le spună ceea ce mi-am asumat atunci când v-am cerut votul
iată că se îndeplinește. Și se îndeplinește încă o dată, nu pentru că este votul, că este, scuzați-mă, proiectul primarului sau al președintelui Consiliului Județean sau al premierului, este ceea ce trebuie să facă fiecare dintre oamenii politici pentru cetățeni. Într-adevăr, a spus domnul președinte Știrbu mai devreme că aici pare că tot ceea ce au însemnat proiectele mari de infrastructură, tot ceea ce reprezintă arterele pe care economia se dezvoltă, atât infrastructura rutieră, feroviară, sau cea care ține de un minim necesar pentru ca investitorii să poată să se uite la un loc unde să vină să cheltuiască și să dezvolte proiecte, trebuie să existe și o rețea de gaze. Am fost cu echipa Partidului Național Liberal la Izbiceni, am fost la Iancă, am fost la Osica, am fost în județ și am văzut care sunt nevoile oamenilor, am stat de vorbă cu ei. Sunt oameni harnici, sunt oameni muncitori, sunt oameni care au în continuare speranță și credință că tot ceea ce se discută și se promite în campaniile electorale se și realizează. Nu putem să vorbim de unul dintre cele mai puternice bazine legumicole din România fără să avem în vedere această nevoie de dezvoltare a proiectelor prin care oamenii să poată să își păstreze marfa pe termen lung, să nu o vândă la sub preț și de asemenea să nu ne gândim și să nu avem în vedere proiecte prin care ceea ce produc în sere, în câmp, să poată să fie prelucrat și să aibă o valoare adăugată mai mare, iar cei care muncesc de dimineața până seara, fără să știe de sâmbătă, de duminică, fără să știe de zi, de sărbătoare, să nu beneficieze de un venit mai consistent cu care să poată să își crească copiii, să poată să îi determine pe cei care au plecat. Auziți, 500 de tineri au plecat din localitatea Studina. În momentul în care toate aceste condiții, și cele legate de educație, și cele legate de serviciile medicale, și cele legate de infrastructură, și cele legate de cultură, pentru că, practic, ia cât avem aici tinerii, copii îmbrăcați în costume populare, călușari, renumiții călușari de old, asta înseamnă cultura, tradiție, identitatea noastră națională. Nu putem să nu o ducem mai departe, nu putem. Este responsabilitatea noastră să facem tot ce ține ca obiceiurile și modul nostru de viață să fie adaptat la timpurile în care trăim, dar ele trebuie să ne reprezinte așa cum am învățat și noi de la bunicii noștri, de la părinții noștri și trebuie să dăm mai departe generațiilor în care ne punem toată speranța. Pentru că, până la urmă, nu facem pentru noi. Spunea domnul primar că suntem trecători prin funcții și așa este, dar, în schimb, nu trebuie să lăsăm să treacă timpul fără a clădi, fără a pune în fiecare zi o cărămidă la ceea ce înseamnă consolidarea, păstrarea identității noastre naționale și transmiterea ei către cei care vor fi în locul nostru nu peste mult timp. Ca atare, doamnelor și domnilor, așa cum am zis, nu am venit aici să facem politică, am venit să inaugurăm și să ne bucurăm de un obiectiv cât se poate de important pentru regiunea de sud a țării, pentru județul Olt, pentru mai multe comune și ca să înțelegeți că nu am ținut cont că este proiectul primarului din Studina. Acest proiect are în componență și vine și
trece și prin alte comune care au primari de altă culoare politică. Pentru mine a contat foarte mult ce se face pentru oameni. Iar în Oltenia, oltean fiind, cunoscând foarte bine tot ce se întâmplă și la mine în Dolj, și aici în Olt, și la Vâlcea, și în Gorj, și în Mehedinți, și apropo de Mehedinți, și apropo de Studina, ieri la Drobeta Turnul Severin am vorbit despre faptul că este singurul municipiu reședință de județ care nu are rețea de gaze. Iată, Studina are rețea de gaze, iar în municipiul Severin, în continuare, oamenii își pregătesc mâncarea cu folosind gaz de la butelie. Eu cred că, așa cum domnul primar v-a îndemnat să aplaudați, eu vă rog acum să îl aplaudăm pe domnul primar, să aplaudăm echipa PNL de la primăria Studina. Să ne dorim succes și am încredere că modul în care dumneavoastră vedeți pe fiecare dintre cei care vin în fața dumneavoastră să vă ceară votul, la fel veți proceda și în 24 noiembrie, și pe 1 decembrie, și pe 8 decembrie. Pentru că este nevoie de această realitate, este nevoie de această legătură cu oamenii, este nevoie să venim aici, la țară, să-i vedem pe oameni la ei acasă, să-i vedem pe oameni cum lucrează pământul, să-i vedem pe oameni cum lucrează în seră sau oriunde își desfășoară activitatea și de acolo să ne extragem care sunt problemele adevărate, care sunt nevoile și de aici trebuie să pornim atunci când luăm orice decizie politică. Ca atare, am încredere că dumneavoastră veți înțelege că Partidul Național Liberal a fost cel care cu adevărat i-a păsat de tot ceea ce se întâmplă în comunitate, i-a păsat de tot ceea ce se întâmplă în țară și nu întâmplător proiectul nostru este familie, comunitate, țară. Este clar că avem nevoie să păstrăm familia unită. Familia este cea de unde izvorăște toată identitatea noastră, bunul simț din familie, buna creștere. Se completează cu educația, se transmite în comunitate și de aici încolo se transferă către un proiect mare de țară pe care ne dorim cu mândrie să fie altfel decât este acum. Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc foarte mult că am avut posibilitatea să fiu astăzi alături de dumneavoastră, că am avut posibilitatea să particip aseară în municipiul Slatina la un eveniment care a căpătat deja tradiție la invitația domnului primar și am petrecut mai bine de un ceas în mijlocul slătinenilor și nu numai, pentru că erau oameni veniți și din alte localități și din alte județe. Am putut să stăm de vorbă, am putut să ne bucurăm împreună de tot ceea ce înseamnă mândria aceasta de slătinean, de oltean. Ca atare, iată, se poate să muncim implicat și responsabil, cum se poate la fel de bine să ne bucurăm și de momente de cultură națională, de veselie. Așa a fost românul. A muncit, a știut să muncească, a știut în același timp să se și bucure. Ca atare, astăzi aici ne bucurăm de un proiect pentru oameni. Vă felicit, vă doresc spor la muncă în continuare și să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine, așa cum i-am promis domnului primar, că vom veni și cu alte ocazii, că într-adevăr merită să fim printre oameni și merită să urmărim ca toate
cele ce s-au asumat de către oamenii politici să se întâmple în realitate. Doamne ajută, numai bine! Vă mulțumim, acum o să mergem împreună să facem un lucru pe care l-ați așteptat și pe care l-așteptăm cu toții, să dăm drumul. Împreună. Iar dumneavoastră. Împreună, domnule Cece, avem două. Și la noi odată. Haideți să vă spun, să sunt pe scurt. Cineva mi-a spus la momentul că trebuie să vă spun povestea pianului. O săptămână m-am certat cu cei care trebuiau să finanțeze proiectul respectiv pentru simplu fapt că de ce ne trebuie pian. În condițiile în care ghid, erau specificate și instrumente muzicale, absolut tot. Și la final am spus, dacă nu mi-acceptați pianul, merg până la Comisia Europeană, pentru că și de la, din zona rurală se poate naște oricând din viață. Da. Și final s-a rezolvat. Și cântă cineva la el? Poftim? Cântă cineva avem la el? Deja, avem instructor, avem profesor, da, copiii au început deja să se acomodeze. Foarte bine. Da, și ca încercăm, practic, și pe zona rurală foarte să bine. Fie bine pentru, și pentru copii. Vă mulțumesc din toată inima pentru că ne-ați fost, pentru că ne sunteți alături, pentru că ați venit într-o luni de dimineață și sunt convins că nu v-a fost ușor, pentru că fiecare dintre dumneavoastră aveți o grămadă de lucruri de făcut. Vă mulțumesc pentru tot, pentru toate și aveți încredere în continuare că lucrurile de acum încolo vor fi mai bune decât au fost chiar și până acum. Da? Vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate, să ne întâlnim cu bine și sănătoși. Doamne ajută! Că la aceste alegeri vom avea cel mai bun rezultat pe care l-a avut vreodată Partidul Național în județul Olt, pentru că avem o echipă bună, pentru că avem un candidat la prezidențiale extraordinar, un oltean de-al nostru, un om care poate să facă lucruri pe care mulți nici măcar nu și l-au imaginat. Vă mulțumesc încă o dată, să vă dea Dumnezeu sănătate! Te-am făcut, Ferică, gata!